Stimați jurnaliști, dragi cetățeni, v-am invitat astăzi pentru a face un anunț important. Războiul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei, care durează de mai bine de 400 de zile. Zile în care, în continuare, mor oameni nevinovați, oameni care își apără familia, casa, țara și independența, ne duce spre noi realități. Acest război ne arată cine ne sunt prietenii și cine inamicii. Pe de o parte, avem țările Uniunii Europene care au fost alături de noi mereu, iar în ultimii 2 ani, fiecare dintre noi am simțit ce înseamnă cu adevărat un ajutor. Am avut lumină, căldură, siguranță în ziua de mâine, dar fără a fi șantajați. Totodată am văzut și cine ne vrea rău, să înghețăm în plină iarnă, să stăm pe întuneric și să fim parte a unui plan a Kremlinului de refacere a Uniunii Sovietice. Dar noi asta nu vrem. Cetățenii Republicii Moldova au spus clar și tare că vor să facă parte dintr-o lume a păcii, a libertății. În calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, după mai multe discuții cu cetățenii, în cadrul vizitelor din teritorii, după discuții în cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, după consultări cu președinta Maia Sandu și reprezentanții guvernului, anunț că am luat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a comunității statelor independente. După 30 de ani a devenit foarte clar că aflarea Republicii Moldova în structurile CSI nu ne-a ajutat să rezolvăm conflictul transnistrean, nu ne-a ajutat să scoatem armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova, nu ne-au ferit de embargouri economice în cele mai complicate vremuri. Aflarea în CSI nu ne-a ferit de șantajul energetic în plină iarnă, amenințări și declarații oficiale ostile la adresa independenței și suveranității Republicii Moldova. Aflarea în CSI nu a apărat țările membre de atacuri militare, război și ocupare ilegală a teritoriilor suverane. După ce o țară fondatoră a CSI, Federația Rusă, a atacat într-un mod barbar alt stat fondator, Ucraina, ocupându-i teritorii și ucigându-i cetățenii, această organizație nu se mai poate numi drept comunitate. Retragerea Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a CSI este un prim pas. La nivel de guvern și parlament evaluăm următorii pași. Este un proces care durează, un lucru este cert. Când s-au impus embargouri asupra produselor noastre, a fost o lecție pentru producătorii noștri. Ne-au impus să găsim alte piețe, să discutăm cu țările europene, să scoată cotele și să ne permită să ne vindem produsele. Și producătorii noștri s-au convins că Europa este o piață mare și stabilă. Vă amintesc că Ucraina a părăsit această organizație, ceea ce ne face geografic separați de țările membre ale CSI. Mesajul meu pentru cetățenii noștri este simplu. Moldova este o țară independentă, recunoscută, respectată de prieteni și vecini, liberă să ia decizii suverane. Noi avem determinarea și responsabilitatea
să ne îndepărtăm de sursa răului, de sursa sărăciei, de sursa războiului și distrugerii. Am demonstrat în 30 de ani că dorim democrație, libertate și prosperitate la noi acasă. Facem pas cu pas ceea ce așteaptă de la noi cetățenii, asigurăm copiilor noștri un viitor stabil, prosper și plin de oportunități. Un viitor european. Asta ne dorim și asta vom spune întregii lumi la 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale, la adunarea Pro Europa. Conform procedurilor, în cadrul următoarei ședințe ordinare a biroului permanent al Parlamentului, voi înainta propunerea de a face un demers către prim-ministru Dorin Recean cu solicitarea de a pregăti inițiativa legislativă privind denunțarea Convenției cu privire la adunarea interparlamentară a statelor membre ale CSI din 17.03.1998, publicată în Monitor Oficial la 0204.1998. Ulterior, când va ajunge în Parlament, vom vota denunțarea acordului. CSI este o organizație creată de Rusia, pe ruinile URSS, pentru a menține țările ex-sovietice în sfera sa de influență. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor. Vă mulțumesc! Procedurile sunt standard a unui document, a unui proiect de decizie care trebuie să treacă avizările în cadrul ministerilor, autorităților vizate, deci ceva la nivel tehnic, acum ca timp, cred că e de ordinul a câteva săptămâni, nu-i ceva ieșit din comun. Ce poate urma? Ce mai rău mai pot să ne facă ei oare nou? Da, ei cred că ne-au făcut tot rău care au putut să-l facă până acum. Noi am spus-o clar, dorim și așa și o să facem, să fim parte dintr-o lume a păcii, dintr-o lume civilizată. Nu din lumea războiului, morții, sărăciei și agresiunii. Vă mulțumesc. Ce se va întâmpla cu partea executivă, deci adunarea interparlamentară, denunțând cu aspectul executiv? Eu am spus că ăsta este primul pas. Gradual vom evalua toate procesele, toate acordurile pe care le avem semnate în cadrul CSI și la momentul potrivit vom veni și cu alte decizii și declarații. Bine? Mersi, mult o zi bună!